Acum trebuie să vă mărturisesc, pentru că s-a vorbit aici de clor, de sterilizare. În timpul liceului militar am trecut din, am avut cam toate sexualele posibile și imposibile, de la clasă, la dormitor, la veselar, magazioner, cancelar de companie și așa mai departe. Recunosc că WC-uri și dușuri n-am avut, deci am fost privilegiată din punctul ăsta de vedere. Dar da, una dintre experiențele cele mai interesante a fost cea de magazioner, când ne puneau să ducem ceafle, niște saci din aia imenși, la spălat, la spălătorie. Și era așa o atmosferă ciudată acolo. Iar despre partea cu praful de pușcă care se izbește metalic obrazul, era chiar o amintire din timpul tragilor din poligon, când ni se dădea munce de război veche, desigur, că doar nu era să ne dea nouă cea mai bună munce de război, și primeam gloanțe de hohăt, de pe timpul, care nu explodau așa cum ar trebui să explodeze și jumătate din timpul... Da, chiar așa am început să te întreb cum dracu vor să explodeze o față, știi cum... Da, jumătate, deci gloanțul pleca pe țeavă, dar jumătate din praful de pușcă venea înapoi și te stă exact sub ochi, cum aveai ochiul prăgător pus pe cătare, nu știai, ai orbit, ce s-a întâmplat, îți miroseau palmele aproape de mușcă, tremurau mâinile de numai și capitanul de companie zicea, a trebuit să te duci mai des pe la biserică, că n-ai spus destul de des. O să vă citesc câteva dintre poeme, dacă tot am ajuns și aici. Primul poem din care deschide ciclurile meuri, Primele zile. Pe vremea când încă dormeai cu bocancii în picioare și cu vestonurile deschiat, în jurul tău se întâmplau doar lucruri bune. Holurile se lustruiau cu parafină sau cremă de ghete, cazarmamentul se scutura în fiecare vineri, uniforma de oraș se schimba la 2 ani. În jurul tău, oamenii visau să piloteze micuri, să curețe perfect țările, ca și cum asta le-ar asigura timpul de care au nevoie. Numai gândul că producătorul de arme Kalashnikov ar putea da faliment, îi mai întrista. Leme 3 nu mai zbură. Rămân în urmă mereu. E un fel de rugăciune să stai, să speli cămășile albastre sau să trasezi linii cu var prin fața comandamentului. Pentru ei, să rămâi în urmă e de fapt o boală. Nu mai zbură în promptitudinea cu care răspunzi oricui coordonați. Abia când plutonul care dezăpezește platoul se va opri leneș, în aburul lor o să ți se pară că toate gesturile sunt contururi dintr-o carte armeană de geografie. Leme 6, vene calde de cauciuc. La sfârșitul aplicațiilor cu masca de gaze, inima ta poate lua forma unui reactor nuclear, a unei zone de deșert ascunse undeva la periferia proiecțiilor topografice atât de precis. Fiecare atac, fiecare filtru care o să te protejeze de atac, se depun în inima ta deja un reactor nuclear. Din creierul tău țâșnesc vene calde de cauciuc, de-a jumătatea unei zile de august, te așezi lângă orice femeie din sala de așteptare, lângă orice barman care spală seara paharele, aștepți băiatul care încarcă pichetul.